Prin ciocnire înțelegem o interacțiune care se realizează prin forță de contact, durează puțin, începe brusc și se termină brusc. Când corpurile se ciocnesc, se deformează sub acțiunea forțelor de contact. Dacă deformarea este plastică, corpurile rămân lipite. Dacă deformarea este elastică, ciocnirea are două faze. Faza comprimării și faza destinderii, faza în care sub acțiunea forțelor elastice, corpurile se despart. Corpurile care se ciocnesc formează un sistem, deci forțele cu care interacționează între ele sunt forțe interne, iar forțele interne nu pot modifica impulsul unui sistem. Asta înseamnă că în toate ciocnirile impulsul se conservă. În timpul ciocnirii apar forțele de contact F1 și F2 și după cum vedeți ele au componente atât normale la suprafață în punctul de contact, F1N și F2N, cât și tangențiale, F1T și F2T. Componentele tangențiale sunt, de fapt, forțe de frecare. E evident că rezultanta forțelor este zero, fiind vorba despre acțiune și reacțiune. Atenție, în toate formulele care urmează, vitezele sunt pozitive într-un sens și negative în sens opus. Avem două corpuri cu masele M1 și M2, care se deplasează unul spre altul pe direcția centrelor de masă, cu vitezele V1 și V2. O astfel de ciocnire se numește ciocnire centrală. Folosind conservarea impulsului, se poate ușor calcula că viteza corpului format prin alipirea celor două, corp care are masa M1 plus M2, este dată de formula pe care o vedeți. Folosind conservarea energiei, se poate arăta că în ciocnirea plastică se degajă căldură. Și aceasta se poate calcula cu această formulă. Dacă notăm M1 înmulțit cu M2 supra M1 plus M2 cu MR, numită masă redusă, iar V1 minus V2 cu VR, viteză relativă, atunci formula se poate scrie așa. Formula ne arată că în cazul în care P1 este egal cu minus P2, toată energia cinetică se transformă în căldură. Corpul care rezultă prin ciocnire fiind în acest caz în repaus. Dar impulsul se conservă și în acest caz, deoarece impulsul total a fost zero și înainte de ciocnire. De data asta, corpurile care se ciocnesc sunt elastice și după ciocnire se despart. Într-o ciocnire perfect elastică, energia cinetică se conservă, deci nu se degajă căldură. Folosind conservarea impulsului și conservarea energiei cinetice, se pot găsi expresiile pentru vitezele celor două corpuri după ciocnire, notate V1', respectiv V2'. Dacă masele celor două corpuri sunt egale, corpurile fac schimb de viteze, adică V1' este egală cu V2, iar V2' este egală cu V1. Un caz foarte important este ciocnirea cu un perete. Peretele este un corp masa mult, mult mai mare decât masa corpului cu care se ciocnește, de exemplu un piston care este lovit de o moleculă. În acest caz, peretele nu-și modifică viteza prin ciocnire, indiferent ce fel de ciocnire este. Dacă ciocnirea este plastică, după ciocnire corpul lipit de perete are evident viteza peretelui, dacă ciocnirea este elastică, atunci viteza corpului cu masă mai mică după ciocnire este dată de această relație în care V1 este viteza lui înainte de ciocnire, iar V2 este viteza peretelui.